Ilona și Ristei, transformare de senzație la premiera Te cunosc de undeva, am cerut special aceasta la subraț. Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva, ce va avea premiera sâmbătă aceasta, de la 20.00, la Antena 1. Aduce în fața telespectatorilor concurenți care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor numai puțin de 2563 de transformări. Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva ce va avea premiera sâmbătă aceasta, de la 20:00 la Antena 1, aduce în fața telespectatorilor concurenți care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor numai puțin de 2563 de transformări. Este și cazul Ilonei Brezoianu și al lui Florin Ristei. Un duo creat chiar pe scena Transformim Show-ului și care se mândrește cu multe momente memorabile. Ruleta a decis să-i provoace încă din prima gală astfel că le-a dus niște personaje care i-au scos total din zona de confort. Sunt mult mai înțeleaptă, nu o să mă mai enervez, nu o să mă mai oftic, nu promit. Și-a început Ilona discursul la primul antrenament, pentru ca imediat să completeze 15 ediții, adică 4 luni în care va trebui să te suport aproape în fiecare zi. Poate aud de la primul antrenament, cântă mai sus, cântă mai jos. Tu nu auzi, nu știu ce a fost în capul meu. Mai ales că încă din prima gală vor avea parte de o transformare grea. E o piesă dificilă, nu oricine poate să o interpreteze, a punctat și profesoara de canto, Crina Mardare, făcând referire la act de ce Nu doar pregătirea vocală le va da mari bătăi de cap celor doi concurenți, ci și transformarea fizică, nu pot să creed. Niciunul dintre ei nu are barbă, a exclamat Florin, când și-a dat seama că, deși nu are travesti, tot trebuie să renunțe la locul său. Ușor nu va fi nici pentru Ilona, care însă va niște păr. Am cerut special această pisică la subraț. E un pic mai mare, tocmai ca să fie vizibilă, a povestit ea amuzată, stârnind hohote de râs pe platoul de filmare. Cum s-au descurcat Ilona și Ristei cu prima transformare a sezonului 20 te cunosc de undeva. Telespectatorii vor putea afla urmărind prima gala Transformin Show-ului, sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1.